astăzi de exemplu. Vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul, atât de simplu. Nu fac pericol, astăzi nu sunt tip. Astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez, astăzi o frec. Fac un doi, pun căștile și plec. Și mă petrec pe bulevard de mari, nu mă întrec cu nimeni. Nu-s panicat, asta e bine. Ochelar la ochi se știe că azi e despre mine. E bine, nu încerc să te convinc. Dar dacă n-ai știut, astăzi e soare, loc de fric. Azi o bem, eu azi exact ca în film. Că dacă nu te vede nimeni, poți să vezi pe oricine. Azi nu sunt mort. Închid telefon și las mesagerie. Sunt plecat pe vârful om. Așa că domn, slash doamna, vă rog reveniți. Azi făceți-vă că nu mă știți. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Azi nu te rog eu, nu. Mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu. Să gândesc cu voce tare. Că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude, sunt un oarecare. Pot să fumez un joint seara la plimbare. Pot să desfac o bere când e soare. Pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare. Pot să mă am o care clară de orientare. La cota 2000 cu toți tovară și călare. Pot să mă culc să mă trezesc prin alte dormitoare. Cu fel de fel de fete doritoare. Un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare. Imediat ce ajung acasă la apucare. Pot să bat la ușă la vecinul. Să îmi întreb cum e vinul. Dacă e mai bun ca primul, ca au închis iar magazinul. Pot să fac asta non-stop. Pot să cuter peste tot cât stai. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu.